Întreaga noastră viață este de cele mai multe ori un șir de intersecții în care trebuie să alegem încotro apucăm, în care trebuie să alegem unde ne îndreptăm sau ce facem dintre multe lucruri care sunt posibile la un moment dat. Și omului Dumnezeu este aproape toată viața în mijlocul unor astfel de alegeri, între astfel de tensiuni. Am studiat din viața lui David ca om după inima lui Dumnezeu. Să vedem cum arată un om după inima lui Dumnezeu. Fiindcă un lucru este diferit de la un om la altul. Fiecare, același lucru îl vede într-o lumină diferită. Era o poveste undeva că stăteau trei înși pe, pe marginea uh, lui Grand Canyon. Și se uitau acolo, era un, un predicator și a zis, Domne, ce lucrare a lui Dumnezeu extraordinară! Se uita în toate părțile. Era un naturalist. Mm, spune uite ce a făcut natura, ce săpăturce. Și era acolo și un cowboy, un văcar din Texas. Omul s-a uitat la prăpăstile și a spus, doamne, dacă aș pierde o vacă aici, nu cred că aș mai găsi o vreodată. E dusă. Același Grand Canyon. Fiecare îl privea din punctul lui de vedere. Și la fel este și cu ceea ce înseamnă omul lui Dumnezeu. Poți să rămâi uimit la un moment dat ce poate să însemne mintea unuia și mintea altuia. În mintea unuia știți ce însemna? Că el poate să trăiască în desfrâu, fiindcă avea o slujbă importantă în biserică. Și de aceea omul trăia în desfrâu și mi-a spus că, după mai mult timp, bineînțeles, omul se smerise, se întorsese la Dumnezeu. Mi-a zis, zice, dar ce ai gândit în perioada aia când tu servei biserica și când făceai faptele astea. Și a zis, zice, m-am gândit, zice, au fost alegerile de vreo trei ori în perioada aia, vreo șase ani s-a întâmplat chestia asta, și m-am gândit că dacă Domnul m-a ales iară prezbiter în timp ce eu făceam treburile alea cu femeia, m-am gândit că înseamnă că nu-o fi rău. Nu-o fi rău, dacă m-a ales iară și Domnul știa ce fac eu și putea să nu mă mai aleagă. Și dacă m-a mai ales iară, și tot așa era, am crezut că... Bine zic, criteriul nostru nu este ce ne aleg frații pe noi. Frații au ales multe în viața lor și vor mai alege. Întrebarea este ce a ales Dumnezeu, ce a spus Domnul, că înseamnă un slujitor al Domnului și ce înseamnă un om după inima lui Dumnezeu. După cercetarea cuvântului pe care am făcut-o, locul acesta mi se pare cel mai de suflet, cel mai sensibil. Aș vrea să vă pun o întrebare. Cum s-a născut Templul din Ierusalim? Cine poate să spună cum s-a născut acest Templu din Ierusalim? În primul rând, cine a dat poruncă să fie construit Templul? De unde a venit ideea Templului acestuia? De la Domnul? Nu. De la David a venit. Domnul a zis, zice, eu niciodată, chiar aș vrea să citim lucrul acesta, în capitolul 17 din Cronici, întâi Cronici. Este o idee foarte mare aici. Domnul îi vorbește așa, lui David. Eu n-am locuit într-o casă din ziua când am scos pe Israel din Egipt până în ziua de astăzi. Este versetul 5. Eu n-am locuit într-o casă ci a mers din cort în cort și din locaș în locaș. Pretutindem pe unde am mers cu tot Israelul, am spus eu o vorbă vreunuia dintre judecătorii lui Israel, cărora le poruncise să pască pe poporul meu Israel. Am zis eu, pentru ce nu-mi zidiți o casă de cedru? Am zis eu așa ceva? Întreabă Domnul. Noi avem impresia că toate lucrurile ar trebui să ne fie dictate de Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu poate să dicteze în inima noastră dragoste pentru Dumnezeu. Dacă eu i-ar spune soției mele cum să mă iubească, uite să faci așa, să drege așa, ce dragoste ar mai fi aia? Dacă eu aș spune copilor mei, hei, uite să mă luați de gât, să faceți așa, să ziceți așa, ce dragoste ar mai fi aceea dacă ea nu izvorăște în mod natural nu. Gândul acesta s-a ridicat în inima unui om. Nu Domnul a poruncit lui, faceți-mi o casă de cedru. Domnul este lipsit de pretenții. Și așa trebuie să fim și noi. El a călătorit în cort toată vremea aceasta. Dar aș vrea să vă întreb, cum de s-a născut proiectul acestui templu? Proiectul a fost dat de Dumnezeu. L-a însemnat cu mâna lui înscris. I-a făcut proiectul lui David pe hârtie, dar nu i-a făcut proiectul înainte ca David să spună vreau să construiesc o casă Domnului. Cine vrea să ne spună în această dimineață de unde a țâșnit, de unde a izvorât această idee? Ați văzut că la un moment dat o idee vine de undeva. Studiul gravității, lui Newton a pornit de la faptul că a văzut un măr căzând din pom jos. Și a zis, hopa, stai puțin, de ce nu stă ăsta acolo sus? Cine îl cheamă pe ăsta jos aici? Și a înțeles că pământul de fapt este un mare magnet care atrage lucruri. De acolo a calculat el gravitația și accelerația gravitațională și toate celelalte. A pornit de la incidentul acesta. Locomotiva cu aburi a pornit de la uh, boala lui Stephenson. Stephenson era bolnav, a pus un ceainic pe plită să facă un ceai, băga dopul în gura aceea ceainicului și când se încălzea, buful arunca. Opa, a zis, aici e forță. A băgat înapoi, bum, a doua oară sare. A, stai puțin. Și de acolo a apărut și s-a născut locomotiva cu abur. Și de acolo nenumărate alte invenții. Dar de unde s-a născut templul? Cine poate să-mi spunem? Ideea cui? de aici a pornit. Uitați ce scrie în Scripturi. Ideea unui locaș pentru Domnul a fost dintotdeauna, dar nu o casă de cedru. Nu. Un locaș. Faceți-mi un locaș. După aceea Dumnezeu a dat indicații cum să facă acest locaș. Dar el n-a cerut niciodată să-i se să facă o casă de cedru. Deci am cerut eu cuiva așa ceva vreodată? Nu. Ideea a pornit de la faptul că el locuia într-o casă confortabilă. Și scrie Biblia că și-a făcut case, nu o casă, și-a făcut case în Ierusalim. Și când s-a văzut acolo odihnindu-se în confort cu tot ce-i trebuia, s-a gândit că nu demult dusese chivotul Domnului la casa Domnului, care era de fapt un cort. Din nou, chivotul fusese în casa lui obed Dom pentru trei luni de zile, de acolo, David l-a mutat la Ierusalim. Vă amintiți ce s-a întâmplat? În timpul mutării cortului, David intenționa să-l ducă la Ierusalim, dar pe drum, Uza s-a atins de chivot și a murit acolo. Erau de față 30 de mii de persoane, numai dintre fruntașii lui Israel. Poporul n-a putut fi numărat, Toată lumea a fost de față la mutarea chivotului. În fața la toată lumea s-a întâmplat așa ceva. Era o zi de mare veselie, de mare bucurie, inimaginabilă. Și acolo, în mijlocul acelei grozave bucurii, s-a întâmplat nenorocirea aceea. David s-a înspăimântat în inima lui, s-a înfricoșat teribil, s-a temut. Și a spus că chivotul să rămână la Obed-edom. Nu merge la el acasă. S-a temut să-l ducă la el acasă. Puteți să-mi spuneți pentru ce nu a dus David chivotul la el acasă după acest incident? Aud pe mulți oameni vorbind despre împlinirea legii lui Dumnezeu, despre ascultarea de Dumnezeu, fraților să demonstrează că noi ascultăm și suntem ca Dumnezeu, nu altceva. Cum lucrează Dumnezeu așa și noi? Cei ce vorbesc așa au două mari lacune. Unu, nu-și cunosc depravarea propriei ființe și doi, nu cunosc legea lui Dumnezeu. Ce însemnează legea lui Dumnezeu? Din cauza acestei necunoștințe, ei gândesc în gogoașa lor de gândac că sunt tot așa de ascultători ca Dumnezeu, sunt perfecți, zic ei. Cuvântul perfect nu trebuie aplicat niciodată la o ființă omenească sau la o creatură. Perfect este Dumnezeu. Noi putem să fim desăvârșiți. Adică complet în sfera ta. Atât. Putem să vorbim despre noi. Când David a văzut ce s-a întâmplat, el a avut simțământul pe care l-a avut Petru când a zis, Doamne, sunt un om păcătos, pleacă de la mine. Nu merit, nu sunt vrednic. Sfințenia lui Dumnezeu este prea înaltă, păcătoșerea mea este prea adâncă. Nu pot să fac și n-a făcut lucrul acesta. Și au trecut trei luni de zile și Chivot a rămas în casa lui Obed Edom și l-au mutat din nou. David a spus, tu trebuie să ajungă la Ierusalim totuși. Dar de această dată făceau câțiva pași, aduceau o jerfă. Făceau câțiva pași, aduceau o jerfă. Când Dumnezeu a dat lui ideea de a aduna tot poporul acolo, a fost pentru că Domnul vroia să comunice un mesaj. Lucrarea Domnului nu se face cu nebăgare de seamă. Nu se face într-o veselie lucrarea Domnului. Nu. Cu bucurie, asta e una, dar nu cu ușurătate. Ce schimbare teribile de la prima dată când au mutat chivotul, la a doua oară au înțeles despre ce era vorba. Acum David nu poate să nu deschidă sufletul și să-și manifeste bucuria lui la cea mai înaltă cotă, pentru că Domnul venea la el acasă. Chivotul Domnului. De la fereastră îl privește cineva, când el juca și sărea și striga de bucurie și nu, nu, mai putea de bucurie înaintea Domnului pentru tot ce se întâmpla. Dita mai împăratul, care în loc să fi mers așa țeapăn și cu pași, solemn, solemn, asta e un cuvânt englez și unul românesc, am două solemn, solemn, așa, așa, așteptau ei să vadă pe David mergând și... Recent a fost evangelizare undeva și evanghelistul avea prostul obicei să mai dea de mână câteodată. Un frate s-a sculat și a spus eu, așa ceva nu pot să văd și a plecat omul de acolo. Pe ce? Cum e posibil? A faci gestul la amon? La amon trebuie să stai așa, mă, frate. Păi eu așa stăteam în fața ofițerului? Drept. Păi mai stai așa cu frate, cine te ține? Stai așa până când... Și când stai de tot, tot așa stai, drept. Nici o problemă. Dar da, și a drumul vieții. Hm. Fica lui a privit de la fereastră, soția lui a privit de la fereastră, și scrie Biblia că l-a disprețuit în inima ei. Ce pericol este când judecăm noi motivele cuiva? Ce departe suntem noi de realitate? Ce face desfrânata asta aici? Dă cu mir pe picioarele lui Isus. a găsit cine să dea cu mir. Uite cine, uite cine lucrează aici la biserică, cine face cu tare sau cu tare lucru. Auzi, ai auzit cine? Cine s-a găsit? Și Domnul le-a spus, jertfa ei a fost primită. Păcatele ei, care sunt multe, au fost iertate. În timp ce alții cârteau și murmurau acolo. David se întoarce să-și binecuvinteze casa. După așa, revărsare de bucurie. Asta însemnea pentru el, Domnul. Dacă noi n-am fi lăsat bucuria la cârciumă și tovărășia acolo și le -am, fi adus, am fi adus bucuria în biserică. Probabil că biserica ar fi numărată astăzi de 100 de mii de ori mai mult decât numără. Ar fi fost nenumărată, dar aceste lucruri au rămas în lume. Biserica apare tristă lumii. Uitați-vă la, la icoanele pictate, toate sunt supărate. Nu este nicio icoană veselă. Ați văzut vreo icoană cu zâmbet? Cu zâmbet cel puțin. Nu există. Toate sunt supărate de moarte. Adică omul pur și simplu când pleacă din lume și vine la credință, e ca și cum ar avea loc o un serviciu funebru nesfârșit. Mical e ieșit înainte în timp ce el s-a întors să-și binecuvinteze casa, el vroia să se roage pentru ea. Știți cum se deschide o inimă de om când e vorba să se roage? Cum se revarsă o inimă de om înaintea lui Dumnezeu? Și pe când inima era deschisă, atunci i-a înfipt ea o încuțit în inimă. De vă o alege astfel de momente. Să nu vă mirați și să nu vă speriați. Le, el le va alege totdeauna. Inima este cea mai vulnerabilă în astfel de momente. Când Isus trăia înălțarea ungerii Lui cu mir, tocmai în clipa aceea a fipt cuțitul. De ce s-a făcut risipa aceasta? Tocmai în acel moment, vorbește Mical o, cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul lui Israel, descoperindu-se înaintea slujnicelor supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic. David a răspuns Micalei, nu înaintea slujnicelor. Dacă vreau slujnice, am destule. Nu înaintea slujnicelor. Dar, vedeți, de data aceasta, nu știu dacă Poalele erau lungi, dar mintea era scurtă oricum. Ea nu putea gândi altceva decât că soțul ei se expune altor femei. Atâta funcționa mintea ei. David a zis, înaintea Domnului, care m-a ales mai pe sus de Tatăl tău și de toată casa lui, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat, nu a femeilor. Dar are un gând. Nu e așa că ne ajunge și pe noi câteodată palma aceasta murdară a disprețului. Și cele mai bune motive ne sunt câteodată interpretate cu totul greșit. Parcă ai fi însetat ca cineva să vadă, să simtă, să înțeleagă. Nu după ce ai murit, după ce ai murit, mă sigur, sau după ce nu mai ești, atunci să vezi povești pe seama ta. Dar acum, cât ești în viață, ai simțit setea aceasta ca cineva să dea un semn că a înțeles despre ce este vorba. Atât, nu trebuie mai mult. Nu putem, nu vom ști decât în împărăția cerurilor ce a însemnat faptul că un tâlhar pe cruce a înțeles cine este persoana de lângă el. Colosala însemna pentru Iisus lucrul acesta. Așa ar fi fost. Simți nevoia, dar uh, nu numai că nu primești aceasta, ci primești opusul. Cineva își bate joc. De cele mai sfinte gândurile ale tale, de cele mai bune dorințe, le interpretează în funcție de gândirea lui. Cum vorbeam de Grand Canyon, știți? Dacă pierd vaca aici, nu mai găsește niciodată. Asta era gândirea lui. Asta era gândirea ei. Uh, te-ai făcut de nimic în fața femeilor. Femeile se uită la tine și tu joci în fața femeilor, și femeile sunt care sărmane minți omenești. Întrebarea este însă ce facem cu acest lucru? Că nu scapă nimeni, vă spun sigur. Sunt soți, sunt soții, sunt părinți, terfeliți în propriile lor căminuri, ce nu s-a pomenit. Numai cerul știe. Sunt situații inevitabile. Ce facem cu acest capital? E un capital acesta. Ce facem cu el? Ce a hotărât David să facă pentru faptul că cele mai sfinte simțăminte ale lui și sinceritatea profundă a inimii lui s-a descoperit în fața Domnului și a fost batjocorită ca însemnând om de nimic? Ce a hotărât el să facă din acest și cu acest lucru? Uitați și ce mai departe. Vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data aceasta. Și să mă înjosesc în ochii mei. Credeți că el n-a știut că arăta ca o paiață în fața oamenilor acolo? Credeți că n-a știut că erau oameni acolo care îl arătau cu degetul? Și care spuneau, vai, uite, dragă la el, dita mai omul, poftim cum se prostește, vai, ce rușine. Credeți că el n-a știut așa ceva? A știut, el îi cunoștea pe oamenii de acolo. Și a spus, zice, vreau să mă înjosesc și mai mult în ochii mei, spre deosebire de alții care vor să se înalțe tot mai mult în ochii lor. Totuși, voi fi în cinste la slujințele de care vorbești. Adică, Dumnezeu nu va lăsa pentru totdeauna adevărul terfelit, ci va veni o zi când îl va scoate la lumină. Și atunci va fi de cinste ceea ce astăzi poate fi de bat jocură după momentul acesta când el și-a pus în inimă să fie și mai înjosit în proprii lui ochi și să se arate și mai de nimic, după spusa ei înaintea Domnului, după gândul acesta care trebuie să ne urmărească pe toți și în care noi trebuie să transformăm orice batjocură a oamenilor într-un capital pozitiv. Biblia spune, dacă oamenii vă batjocoresc, bucurați-vă, la fel, a bat pe prorocii care au fost înainte de voi. La fel, le au prigonit pe ei. Voi trebuie să știți că acesta este un semn de distinție, de onoare. Ești așezat în rândul unor oameni numiți de Dumnezeu mari. Asta este un mare privilegiu. Dar, după momentul când el a zis: Am să mă și mai de nimic, am să mă josesc și mai mult în ochii mei. Când locuia în casa lui și când Dumnezeu a dat o odihnă, după ce l-a izbăvit de toți vrăjmașii care îl înconjurau, se poate că a trecut destul timp. Pentru că a fost vorba de niște războaie. El, David, a zis prorocului Nathan. Și uitați ce a zis. El nu a spus că va zidi o casă sau că... El a spus această expresie simplă. Iată, eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul lui Dumnezeu locuiește într-un cort. Atât a spus. Nathan îi zice, du-te și fă tot ce ai în inimă, căci Domnul este cu tine. Au fost judecate cuvintele lui Nathan foarte mult. Dar dacă ar fi luate numai atât cât scrie aici, în scriptură, probabil că n-ar fi prea multe de zis. David avea ceva în inimă, și ce avea el în inimă era că la mine acasă e mai frumos decât la casa Domnului. Nu ni se pare nouă ciudat faptul că suntem gata de orice sacrificii la noi acasă, suntem gata de muncă, de remodelări, de lupte, de schimbări, de lucruri bune, dar tare, suntem gata de cumpărat, suntem gata de vândut. Când e vorba de casa noastră, când e vorba de casa Domnului, se vede totdeauna o reticență. Nu vorbesc de noi cei prezenți aici. De toată adunarea din locul acesta care și-a dovedit în fața lui Dumnezeu dragostea. Cu adevărat. O spun oamenii, nu o spun, nu spun eu lucrul acesta. Spune lumea din jurul nostru. Și câți oameni au fost binecuvântați prin lucrarea acestei adunări se va vedea în ziua aceea. Dar spun că în fiecare inimă omenească există totuși tendința aceasta de a face o deosebire între casa mea și casa Domnului. Când e vorba de casa mea, Mă pot ușor împrumuta 100 de mii. Și unul m-a întrebat, domne, cum pot să dorm? Cum pot să dorm noaptea? Nu te gândești. Mi-ar fi groază să fac așa ceva. Bine, aici așa funcționează sistemul, toată lumea se împrumută, toată lumea dă înapoi, nu știu ce. Așa, așa, este aici. Dar când e vorba de casa mea, când e vorba de casa mea și nu mai am niciun ban, imediat găsesc un credit card undeva. Și scot. Dacă e vorba de o altă lucrare, dacă nu am în plus, îmi va fi greu să fac un pas. Îmi va fi greu. E greu să spun că pot și fac pentru casa Domnului ce fac pentru casa mea și că simt la fel. Templul de la Ierusalim, una din minunile lumii, s-a născut în urma unui astfel de gând. Nu Domnul i-a spus, fă-mi o casă de cedru, că mi se cuvine. Nu, ci el a gândit, casa mea este o casă de cedru în care locuiesc și chivotul Domnului locuiește într-un cort. Eu vorbesc cu oamenilor despre Dumnezeu. Oamenii se vor uita la casa, la cortul acesta pe care l-am întins eu pentru Dumnezeu și vor înțelege ce simt eu față de acest Dumnezeu. Vor înțelege că îl privesc ca pe cineva de mâna a doua și că îi dau doar rămășițele mele, doar ce nu-mi folosește, doar ce prisosește. În inima lui David s-a ridicat gândul acesta extraordinar, extraordinar. Gândul acesta a fost, de fapt confirmarea liniei mesianice. După ce Domnul a auzit cuvântul acesta de la el, care a pornit din inima lui, din dragostea pe care el o avea pentru Dumnezeu, atunci, în versetul 11, Nathan îi spune, și Domnul, pentru că tu ai spus că vei zidii o casă Domnului, și Domnul îți vestește că îți va zidi o casă ție. Și Domnul spune că îi va zidi o casă care va rămâne casa ta și împărăția ta, versetul 16, vor dăinui beșnic înaintea mea. Totul a pornit de la momentul acela, de la incidentul acela. Totul a pornit de la disprețul pe care el a trebuit să-l înfrunte pentru lucrarea lui Dumnezeu. Totul a pornit de la faptul că el s-a gândit la casa mea și casa Domnului. Eu am la mine acasă așa ceva. Dar cum este la casa Domnului? Am mers într-o localitate undeva. Am fost chemat să predic. Și am fost primit în părătește. M-au așezat într-o casă a unor frați foarte înstăriți. M-au așezat pe niște cerceafuri care erau așa de apretate că trozneau. Și m-am adaptat mai greu în ele. M-am gândit mult pereții erau zugrăbiți cu superioare și casa acoperită cu covoare scumpe, se lucra în străinătate undeva, cu covoare scumpe și cu mobile sculptate care fuseseră de export, dar au fost exportate de la fabrică până în comuna aceea. Impresionant! Impresionant! Acolo m-am rugat și m-am pregătit pentru a doua zi. Am văzut în ceea ce oamenii aceia au făcut prețuirea lor. Când am ajuns însă la adunare, am fost foarte dezamăgit. Era o adunare din pământ, strâmbă, trecuse prin cutremurul din 7-7. Înclinată într-o parte, gips, dată cu gips înăuntru. Crăpăturile au fost astupate cu gips peste tot. Avea o sobă de fier, nu o sobă de teracotă ca aceea unde am fost eu, care avea un bazin de apă în ea, și avea apă caldă când voiai, și puteai să duci ce ai fi vrut, și avea o sobă de fier, de metal, sudată, pusă acolo, mai aproape de amvon, să-i fie cald, probabil celui care vorbește, în primul rând, și scotea fum. Scotea fum de groază. Când bietul fratele cu ochelarii lui a băgat sârma și a ridicat capacul sobei acesteia ca să mai bage niște lemne, a ieșit un val de fum de acolo, s-a umplut adunarea de fum, atunci au oameni și fum înăuntru acolo și așa era. Pe pereți era funingine, pe tavana atârnau mici ciorchini de funingine, se putea vedea. Am predicat cu greu gândindu-mă în timp ce predicam. Și când s-a terminat, am vorbit cu ei și am spus, de mâine aș vrea să zugrăvesc această adunare. Frate, nu avem bani acum, nu nimic, nu e problema de asta. Eu lucrez gratis, nu, nu, trebuie decât materialele să le luați. Și zic, asta o să fie evangelizarea noastră. Cât ne ajută Domnul două săptămâni de zile, presupunem că suntem la evangelizare, terminăm toată lucrarea. Frate, lăsați că și noi am văzut că e situația asta, ce să faci, dar o să ne mutăm de aici, știți, o să facem altă adunare nouă, cândva și și asta e posibil. Și asta e posibil. Dar nu vă mutați mâine. Nu ne mutăm mâine. Aia. Până atunci, dacă pentru o singură zi va fi frumos, dacă o singur persoană va veni aici și va fi impresionat de frumusețea și de curățenia casei Domnului și se va întoarce la Dumnezeu, s-a meritat să facem treaba aceasta. Și ce mai că ne-am apucat, mai am împins un pic pe frații așa și ne-am apucat. Și din casa aceea a ieșit ceva foarte frumos. Foarte frumos a și am stat acolo șase ani. Și ei spuneau că se mută una, două. Șase ani am mai stat acolo. David n-a putut să trăiască în acest fel. Vă spuneam că în anii 90 am fost în Viena pentru prima dată și am cumpărat tot felul de lucruri pe care le aveam în imaginație, fructe din aceste exotice, diverse, cu gândul că mă gândisem de acasă că am să mănânc din astea când mă duc acolo. Dacă când am ajuns acolo și le-am cumpărat, n-am putut să mănânc nimic pentru că mă gândeam acasă la copii și la soție. Cum să mănânc eu aici? Cum stă mie aici să mănânc eu la o masă așa și ai mei săracii sunt undeva într-o casă și așteaptă. Nu pot să mănânc frate, am zis. Și am trântit toate treburile în apoi. înapoi și n-am atins absolut nimic. Le-am pus în mașinile și le-am dus acasă când, când am ajuns peste vreo trei săptămâni acasă. David avea gândul acesta cu privire la Dumnezeu. El a zis, eu nu pot să locuiesc într-o casă frumoasă. Cu ce obraz mă duc eu? Mă simt rău și când vizitez oameni și am condiții mai modeste de viață. Am fost aici în Ucraina. M-a durut sufletul, n-am avut decât 20 de dolari ai mei, pe care aș fi putut să-i dau undeva, nu, nu, mai știu pe ce i-am dat. Dar m-a durut sufletul când am mers cu un pastor atât de binevoitor, cu o mașină Lada, care consumă foarte mult. Mă ducea și mă aducea, mă ducea și mă aducea. În fiecare seară am avut evanghelizările paralele, în două orașe. Cum terminam în unul, de la 6 la 8, plecam în celălalt de la 8 jumătate la 10, la 11. El mă ducea în fiecare seară. El oprea și punea benzină, dar nu avea decât așa un pic, punea. Gâl, 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 de două ori, gata, atâta, n mai mult pornea cu 2-3 litri, punea acolo. Uh, indicatorul lui de benzină era numai pe negru, mai roșu. Era, mă rog, zic, cum nu ți-e frică, treceam pădurea, continuu, treceam în pădure, far, dacă rămânem în pădure. Nu rămânem, frate, că eu știu mașina asta. Merge, merge, mai... mai încet, încet, merge. Mi-a fost mare jenă. Am fost la el acasă. casă. Uh, avea o casuță modestă, aveam un vas cu apă prăpădită acolo, pe care o folosea și la curățenie și la mai multe lucruri acolo și stăteam și am mâncat la masa lor, și mă gândeam și mă să plâng. Aș fi zis, Doamne, nu cred că e bine lucrul acesta. David a zis, cum pot eu să locuiesc într-o casă de cedru și Domnul să locuiască într-un cort? Expresia aceasta s-a transformat în prorocia mesianică. Nu despre Solomon îi vorbea Dumnezeului David când i-a spus că am să-ți zidesc o casă, care casa și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea. Nu despre Solomon vorbea Domnul acolo, ci despre Domnul Hristos. Despre El vorbea. Acolo s-a ajuns. Cum este numit Domnul Hristos în cartea Apocalipsei? Rădăcina... Și sămânța lui David, leul din seminția lui David, rădăcina lui David. Sunt câteva expresii de felul acesta. Așa se intitulează el pe sine. Când încheie cartea Apocalipsei, spune Eu sunt rădăcina și sămânța lui David. La aceste cuvinte s-a referit Dumnezeu. Noi nu putem să fim părtași ai unei împărății care ne-a fost dată nouă. Zice că cea lor este împărăția cerurilor. Nu spune că este a lui Dumnezeu care le-o dă și lor. Sau îi lasă și pe închirie în împărăția cerurilor. Nu. Zice, le-a dat-o. E a lor. A lor este împărăția cerurilor. Noi nu putem locui în ceruri în prezența unui Dumnezeu care ne-a dat împărăția. Și care ne-a dat nu împărăția, ci pe împăratul. Și Pavel subliniază dacă ne-a dat Dumnezeu ce a avut mai scump, cine ar fi nebun să se îndoiască de faptul că ne va da celelalte lucruri? Nici vorbă. N-a reținut pentru sine ce era mai scump. Cum va reține ceea ce nu este de acest preț? Cum am putea noi să locuim într-o astfel de împărăție în fața unui Dumnezeu care ne-a dat împărăția nouă? Care ne-a spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Vă. Toate sunt ale voastre, spune Pavel. Și cele din cer și de pe pământ sunt ale voastre v-au fost date. Veți moșteni acest pământ. Nu îl veți arenda. Îl veți moșteni. Dumnezeu când dă, dă, cu mână largă. Nu-i pare rău de ce a dat. Fără mustare. Dă, dă cu adevărat. Cum am putea noi să facem lucrul acesta? Știind că în viața noastră particulară și în casa noastră și în lucrările noastre, ne-am bucurat de lucruri de care casa Domnului și lucrarea Domnului nu s-a putut bucura. De la gândul acesta a țâșnit construirea templului din Ierusalim. Eu stau într-o casă de acest fel și Domnul locuiește într-un cort. Dumnezeu nu va veni niciodată într-un vis să ne spună faceți cu tare lucrare pentru mine, Faceți-mi cu tare lucru. Îmi place să am în casa mea cu tare lucru. Domnul nu va veni să facă așa ceva. Domnul nu i-a spus femeia aceleia să ia vasul acela atât de scump, cu mir de nard curat, să toarne pe capul, toarne pe capul meu aici, așa, toarne pe picioarele. Domnul nu a spus așa ceva. El așteaptă ca aceste lucruri să pornească din inima noastră ca o expresie a dragostei noastre pentru el. Ne luăm și noi timp câteodată să ne gândim Uneori ne așezăm la masă și mă bucur când copiii nu uită să menționeze în rugăciune, Tată, și pentru cei care nu au aceste lucruri, te rugăm. Pentru cei care nu se pot bucura cu noi. Ar trebui însă să extindem acest lucru în orice domeniu al vieții noastre. El însă are la bază o noțiune simplă. Îndată ce un om uită, Că tot ce este și tot ce are este un dar nemeritat de la Dumnezeu. Adică nu pe bază de merite, nemeritat de la Dumnezeu. Odată ce un om uită astfel de lucruri, începe să-și le asume. Începe să-și le acumuleze. Și oricât de multe ar fi nu de ajuns, și tot mai mult, și tot mai mult. Inima ei se împietrește. Oh, ce să le dai la ăștia, frate? Lasă că știu, am auzit eu. Bine și, da, cui dat totuși? Oh, ce, frate, Țineam, un frate o predică într-o biserică. Lasă, ce zecială! Totul e al Domnului. Mm, mi a spus foarte muzicală expresia aceasta, zic. Dar dumneata e concret. Nu spui că dai totul. Dar concret ce? Concret nimic. El dă totul, dar de fapt nimic. Da. Această lucrare ar trebui să atingă și să frământe inima noastră. Aceasta înseamnă părtășia cu Domnul Hristos, care s-a dat pe sine. Pavel spune: Voi cheltui și mă voi cheltui pe mine însumi. Voi da Domnului ce am mai bun, ce am mai frumos, timpul cel mai bun din viața mea, timpul cel mai bun al tinereții mele, timpul cel mai bun al fiecărei zile, gândurile mele cele mai înalte meditația mea, tot ce am mai frumos și mai bun, acestea vor fi pentru Domnul. Dacă am un lucru bun pe care nu pot să-l dau Domnului, din motive independente de voința mea, îl voi da totuși în sufletul meu. Îi voi spune, am dat, Doamne. E dat ție lucrul acesta. Aș fi vrut. Nu pot, dar este dat ție. Închinat ție. Gândurile acestea trebuie să anime inima noastră. Știți cântarea aceea, sunt sărac pe acest pământ, n-am aici palate, dar zice la un refren acolo, cum spune, cerul lui și casa mea, no. nu, cerul lui și casa mea, tot ce avem e una. Așa spune, adică am pus împreună la un loc. Avem, eu, am, eu am pus casa mea la un loc și el a pus cerul. Știi? Și avem împreună acum, suntem împreună, suntem tovarăși. E adevărat că e mare disproporție aceasta între ce am pus noi și ce a pus Domnul. Dar este adevărat cuvântul acela că tot ce avem e una. Domnul nu a reținut față de noi nici chiar ceea ce era mai înalt, tronul lui Dumnezeu. Și pe acesta îl va și cu noi. Vei sta cu mine pe scaunul meu de domnie. N-am reținut nimic care să nu împărtășesc cu tine. Dumnezeu să ne ajute ca aceasta să fie și viața noastră. Să ne ridicăm, să ne rugăm cu toții. Tată binecuvântat, în dimineața aceasta am plecat capetele și inimile și simțămintele noastre înaintea ta cu adorare și cu mulțumire, cu închinare pentru că dăruirea Ta nu cunoaște margini. Îți mulțumim că prin această dăruire a Ta, cu mână largă pentru noi toți care suntem aici, a venit mântuirea noastră. Tată Ceresc, am privit spre acest exemplu frumos din dimineața aceasta un om după inima Ta. Cu greu am putea să spunem noi cuvintele acestea în dreptul nostru. Totuși un lucru putem să spunem. Dă-ne și nouă o astfel de inimă, te rugăm, Tatăl nostru. Tu știi că nu stă în puterea naturii noastre egoiste să împărtășim cu tine ceea ce avem de la tine. Dar dă-ne, te rugăm, această libertate a inimii, ca tot ce avem și tot ce suntem, să fie totdeauna și pentru totdeauna închinat numelui Tău. Fă să ne gândim totdeauna în viața noastră practică la condițiile de viață pe care tu ni le dai nouă și la acelea pe care le are Isus în persoana Sfinților Lui. Te rugăm să ne să nu trecem cu vederea lucrul acesta și să faci ca rugăciunea și recunoștința noastră împreună cu tainica lucrare a sufletelor noastre să fie ca o jertfă necurmată înaintea ta. Deschide-ne totdeauna ochii Tatăl nostru și fă-ne să vedem ocaziile și trebuințele lumii din jurul nostru. Deschide-ne ochii asupra lucrării tale celei sfinte, Tatăl nostru. Și fă să nu locuim în confort în casele noastre, în timp ce disprețuim sau neglijăm lucrarea ta. Fă să fie totdeauna inima noastră aici, îndreptată în locul acesta. Și ajută, Doamne, ca zidirea aceasta a casei tale în Domnul Hristos, în viața noastră și în viața Bisericii tale, așa cum tu ai spus, să dăinuiască veșnic. Prin Domnul Isus Hristos. Amin.